Acum nu am multe variante. Orizontul e, v-am spus, și confuz. Dacă înainte de pandemie aveam 3-4 oferte și eu într-un fel știam cam ce pot obține, pentru că aveam pe Dugangici, pentru că aveam oferte pe Harus, pentru că aveam oferte pe Kindrich, bineînțeles, toate astea la un loc îmi făceau un pachet potențial, uh-huh, la care eu spuneam pot obține 1 milion și ceva de euro, ok. Acum pe care la care dau drumul? Pentru că fiecare din fotbaliști ăștia, ei știu că le dau drumul dacă este o ofertă bună pentru ei, o ofertă bună pentru club. Nu am nimic ale ascunde, fie unuia sau altuia, dar după pandemie lucrurile s-au schimbat complet. Și în momentul ăsta pentru mine este nesigur viitorul. Sincer vă spun. Serios? Chiar pentru FC Botoșani? Da, da, e nesigur pentru că eu plăcerea sau bucuria de a mai da bani din banii mei și asociația mei care finanțăm clubul ăsta, nu mai am. Adică nu am același curaj, același, eu știu, entuziasm și un fel de prostie sau de nebunie la un moment dat, că atunci când aveai 25 de ani și învățai să joci poker și atunci, într-o seară, dacă aveai bursă, o dai toate, că vreau să câștig o dată, știți? Ei, nu mai pot să fac lucrul ăsta și am spus, domnule, cel mai important lucru este o lecție de management în care să pot să echilibrez un club. Clubul produce bani, câștigăm bani din istoria lui, producând, da, mai mult, cheltui mai mult și ai mare crește performanță. În momentul ăsta lucrurile sunt un pic dificile pentru că nu pot să spun că e un hău în fața mea, dar nu e nici de cum un câmp cu flori și mă gândesc, domnule, va fi simplu, așa cum era, repet, luna februarie pentru mine. Previziunile care sunt pentru dumneavoastră, care sunteți totuși mai conectat la zona de business decât niște ziariști de sport? Cred că lucrurile nu vor stagna. Salariile fotbaliștilor ca bugete de altfel ar trebui să scadă. Eu cred că avem o recesiune economică, dacă nu respectăm, cei care nu respectă, e ca în orice lege, regulă, în care cel care nu respectă, nu întâmplător o poate păți, trebuie să fim foarte, foarte atenți de unde pot veni banii și dacă banii ăștia sunt poți să-i aduci. Adică la ora actuală de unde pot veni banii în fotbal? Din drepturi TV, da, care sunt un pic mai mici ca anul trecut, da, clar. Din vânzarea de fotbaliști, care în momentul ăsta piața este nesigură, da, din publicitate în care sponsorii nu sunt atât de generoși ca până acum, da, din bileterii, cum făceam eu, care este zero, da, din păcate, da, una peste alta, eu aveam 1000 de abonați cu 270.000 de roni, erau 280.000 de roni. 280.000 de roni însemnând aproximativ 70.000 de euro sau 60.000 de euro, ca nu-s din drum, dar nu i-am nici pe aia. Deci toate lucrurile astea dispar. Și atunci trebuie să apară cine? Să vină un patron, care asta este o cutumă prost formulată în România din vremea când făceau bani din tot felul de situații de astea. Abar n-am dacă erau foarte, foarte bine văzute. Dosarul transferului arată că nu erau foarte bine. Da. Da, iar acum nu pot să mă gândesc că cineva de acasă vine să dea niște milioane de euro pentru ce? Pentru că mai e o chestiune, dacă am ști că lumea asta se revine, că acest COVID dispare la un moment dat și că eu nu știu cum ne vom normaliza. Să nu cumva să creăm un sistem viitor în care să jucăm doar cu 1000 de spectatori și stadioanele să fie foarte mici, tot să fie virtual. Mă gândesc singur să lucrul ăsta. Da. Și atunci dacă lucrurile așa, de unde vin banii? Care sunt alte? Apropo că mi-ați ridicat mingea de neauri și începe să mă doară capul. Adică cum pot eu să lucrez la partea asta de PR, de motivare, de imagine, de stare, ca să pot să vând mai mult? Ce pot vinde la FC Botoșani ca să pot obține bani?